este 31 august, ultima zi de vară. Aici se încheie vacanța Jasminei și de mâine ea va face homeschooling, adică va învăța acasă. Eu și cu mămica care este în spatele camerei vom fi profesorii ei. De fapt, eu voi avea și funcție de director. Și ne-am gândit să ne uităm prin rechizitele care le avem noi, rechizitele școlare, și să vedem ce nou nu ne ajunge, ca să mergem și să cumpărăm. Da. De ce am ales pentru slash homeschooling? Deoarece noi ne gândeam această variantă și mai înainte, dar acum cu această pandemie ne-am convins și mai mult că pentru ea o să fie și mai bine să facă lecțiile acasă. O să aibă mai, da, mai tot timp permite, avem timp liber, suntem acasă. În plus la asta ea o să aibă foarte multe activități extrașcolare. O să meargă la not, o să învețe limba engleză adăugător, o să meargă la gimnastică și o să aleagă ea ce se placă ei, da? Da. Și totodată o să o lăsăm și pe Melissa acasă. Deoarece sunt foarte multe restricții la grădiniță și o să fim mai bine pentru ea acasă, o să ne ocupăm cu ea acasă. Deci să vedem ce avem, ce a rămas încă din anii trecuți pentru școală. Aici sunt foarte, foarte multe rigle, de rigle noi, avem nevoie precis, sau și multe avem noi aici, vedeți? Aici avem tot, foarte multe penale, banane, pizza... Penale foarte multe și probabil că o să mai dăm cuiva ceva comară, pentru că sunt foarte multe și nu ai nevoie. Da. Aici căițele de note, puteți să facă muzică, articolul muzician, așa că o să facă muzică, adăugător, căițele de... Să văd că e notat, dar el e curat. De matematică, da. Aici de limba română, dar caietele, cum înțeleg, eu o să mai luăm. Și agenda care nu a folosit-o deloc, încă ne gândim, poate o să-i punem note, așa, pentru motivare, nu știu, să ne gândim, da? Da? Să încurajare. Și aici multe... Văd că sunt... Radiere, pizza, caputie, da, 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 scuze, foarte multe. Ce? Îmi dai telefonul, mega. Care telefon? Da, era telefon. Acesta? Da, și aici... Acesta? Na, doar aceste telefoane să te joci bine? Mă duc acestea. Aici avem pixuri colorate, avem acuariele, avem crionașe, niște carioci încă avem. Și aceasta, pentru a ține cart, să fie mai comod să citești. Uh-huh. Crioane tu foarte multe colorate ai și folosite. Așa, crioane cred că nu o să cumpărăm. Da. Da? Da. Aici așa ceva ai. Învelitorii, nu știu că o să ai nevoie ele și neapărat o să trebuiască hârtii colorate. Deci eu am văzut cam ce este și am făcut așa o mică listă, așa că o să trebuiască caiete matematică, să luăm limba română, vreo 5 pixuri să luăm, hârtii colorate cât mai multe și carton colorat, foaia 4, cărți de dezvoltare și lipici, asta pentru Jasmina, și pentru Melissa o să mai luăm încă plastelină și Lego. Pentru grădiniță, ca da, noi avem încă manuale pentru ea de dezvoltare și pe parcurs dacă o să mai trebuiască ceva o să mai luăm, așa? Da. Mergem la magazin? Da! Da! Hai, Bucuța, hai, urcați, urcați! Puneți pe centurile neapărat. Geanta mea? Da. Hai. Melissa, gata, mergem în bine. Hai. Hai, treci până la urmă și apoi mergem, bine? Să te ajut? Hai, tu poți, hai, tu poți. Nu te grăbi și poți, când mergi din nou. Așa. Bravo. Hai să luăm așa. Care? Lipici? O să da, unul e un stick de ăsta. Unul mai mare și unul mai mic. Hai, așa este încă. De ăsta ce-i? Tot un lipici. O să-i negru, extra. Hai să luăm și pe el. Uh-huh. E ca lipici lichid. E ca mai bine luăm pe ce asta. Noi acolo avem unul mare, dar hai, e mai comod așa. Tipo, eu zic că așa să luăm ceva culori. Da. Hai să luăm roșu, oraș. Culorile de bază principală, să fie albastră. Galben, alb și negru. Da? Luați și un cafeniu.
Albastru. Copac ceva și albastru. Deschis și deschis. Toate culorile luați câte una. Bier. Și bier. Asta e cafea. Toate am luat. Wow, toate culorile. Wow. Și roz. Coșul deja e plin cu plastelină. Și roz, da. Exact. Caițele. Deslândouă așa. Psicuții. Asta e matematică. E repetate aceste trei. Haide, alegeți care îți plac ție mai tare. Puneți-le aici, în coș. Și trebuie să fie și de... de linii, matematică. O, matematică, mai sus. O să fie mai cu plus. SpongeBob! Ui, că ce stă cu multe. Bine? Bă, ce stă cu multe. Loretta Walk! Iată așa pentru băieții. Așa ceva ai luat, mică? Da, am luat. Ai luat? Asta e de care? A, liniuță. Și am luat cu unicorn drăguț. Aha, da, așa. Cu dinozaur. Dinozaur. Ai luat? Hello! Hai! Ai luat? Nu, nu, trebuia număr, cam să fie 5-5. Aha, 5 cu linie și 5 cu nufoare. Da, wow, foarte drăguț. Câte sunt? Ui! Stai, 3. Aceasta, tăticu! Da, da, da. 4 în linie și 2 matematică. Deci mai am cu una matematică. 3 matematică. 3 matematică. 4. 4 și acolo matematică. 4 matematică. Matematică, gata. Ajungi și cu una în linie, dacă vreau 5-5. Hai să vedem una în linie care. Una în linie. Dar eu zic să luăm linii mai lucruțe. Da. Nu, e ca așa cu iepuraș. Toate mie. Trebuie să vedem, mie, că nu te grăbim. Da, e bine. Iată așa. Gata. Caietele. E bine? Le-am cumpărat. Deci, caiete, pixuri, hârtie colorată și carton. Haideți aici. Hârtie colorată și carton, să luăm de aici. Iată aici câte hârtie, tot mai timpă, da? Asta e ca... a, carton. Iată carton. Așa. Da? Da. De asta ce-i? Pe două părți. Kids Lion, carton, pe două părți. Deci hai să luăm pe parte, nu? Da, pe parte. Păi bine pe două părți luăm. Hai pe două. Ia asta ce-i? Ia cu hârtie cu urmă. A, foia 4, 3 cu urmă. Da? Noi venim pe de ele să nu le-am. Da. Apoi, un loc de foie colorat, poate le-am așa. Da. Nu e convenabil, nu? Foarte bine, da, da. 100 de lei costă tipul ăsta. Urmă? Da, da. Doamă, da? Multe. Și-s culorile de bază. Da. Da. Ia ca așa hârtie. 80 de grame, adică grosimea care nouă ne trebuie. 500 de bucăți. Asta. Super. Așa, și au rămas încă... De pe ce am luat? Au rămas pixuri. Asta luăm pixuri și pixuri, cărți de dezvoltare, că o să luăm din altă parte. Și alta. Și Lego. Mulțumesc de pixuri. Aici nu poți să te uiți cum scrie. Acesta e un bis care are aici că să șterge cu pixuri. Ia că scrie roșii. Două, da? Da, da. Să luăm de altfel. Vezi ca să fie comod scris, nu fie prea subțir, știi și pe el scris. Și albastru, eu trei. E ce te rătăcești în silourile, să nu știu care mai... E cum arată, frumos. Dar uite încoace, verifică că așa se verifică mai bine. Uite să fie și comod, să fie nici prea groș, nu prea scris. Adică mâna să... foarte bine. Să fie, să nu fie mâna încurdată când scrie. Care îți place? Se parcă sunt mai pastile, sunt mai lucioase, parcă îmi pare, nu? Da. Eu aș alege așa, eu, părerea mea, așa cum ar face să mare. Eu tot vreau ce. Vreau ce. Tipule, tu decizi. Mi-a să-i luăm una micut. Hai, uite așa o cărțulie am găsit. Se numește castelul meu de jocuri și activități. Și aici cu împărțire cu ceva matematic, da? Spre exemplu așa, figuri geometrice. Câte cercuri sunt în imagine? Wow! Eu mai am răspunește, mai arată ce acolo. A, 15 plus 35, de exemplu. O, este egal cu 55, nu? Află numărul care lipsesc și poate teacerele de mai jos. A, 15 plus 25? 25, 45, 55, da, că trebuie să gândească logic. Super, mi-am Melisa, și am arătat și câteva, de acum o să arătăm acasă. Deci, să cu nostru până achit acolo cumpărăturile, noi am venit la teren de joacă, da? Meli, hai încolo! Labirint, da? Ia să vedem, ești tu din labirint? Ai ieșit! Și am ajuns aici, care este blocat în pietre. Așa, să mica să te împingă, bine? Te ții bine? Simte camele mănuțe? Foarte tare! Foarte tare, nu prea tare, pentru că ești că... Nu, trebuie să stai. Thank you.
Andreea? Da, da. Două pungi? Eu cred că aveam cel mai mult din tot, știi? Cu care cu așa puțini caiete, știi? Stilouri. Noi am luat foarte multe cărți și foarte multă plastilină. Da. Hai să vedem ce am cumpărat noi astăzi. Da. Deci noi am cumpărat acuariele. Așa. Pentru Romelie și pentru Jasmina, da? Da. Ele acolo au, dar am mai luat încă rezerva. Da. Hârtie colorată, 100 de foi. Așa. Cărți educative pentru Melissa. Mă joc și creez, 5 plus. Castelul meu de jocuri și activități. Ia uitați. Că de faină, ce singur aș face așa ceva. Matematica 5 plus 6 plus. Păi am ajuns asta. Vezi? Carton colorat. Și aceasta este marea carte de colorat. Fructe și legume. Wow. Uite așa. Eu să colorez că... Oh, deja vrea. Ok, am cu acuarica asta, da? Când e carton gros. Wow! Așa se poate colora și cu plastilină, apropo. Da. Da. Și cu crioale, tot va fi ok. Sau cu foițe colorate, cu foi colorate, da? Da? Faci abiluții mi-e puțin de pește acolo. Tot e ideea bună. Sau cu foaniela. Foi A4, 500 de bucăți albe, ca să poată să disinfecteze ceva. Wow! Deci mărunțușe. Așa. Ce avem noi aici? De așa, de la început. Lipici stick mare și mic. Și încă unul. Nu știu ce am luat. Sunt extra, lipește mai bine. Da? Clei PVA. Au. Așa. Stilouri și pensule. Asta e. Flore, culori, am luat. Așa e. Aici e un caiet. Cred că mi-a pus un caiet aici și restul aici. Poate în caietele. Iată așa caiet frumoasă. Eu să iau numai pastelinile. Da, tu îți face pastelina. Ce-ți puțin? Uite, dragă, așa. Culori, unicor, dinozaur, psicuță. Wow, diferite dulciuri. Pizza. Așa. Și un iepuraș. Plastelină, da? Multă plastelină. Ia câte cine poate număra? Ia să ne vedeți acum, poate număra? Se poate număra, să vedem. Ia număra, Melissa, hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Câte sunt? 12. Bravo, 12 culori. Așa, cam astea sunt cumpărăturile. A rămas să luăm încă Lego. Trebuie să găsim într-o zi timp să mergem la magazin, alegem Lego ceva pentru Melissa. Și niște cărți jasminică. Am căutat și nu prea am găsit, o să mergem alte zi, în alte magazine, să ne cumpărăm cărți de dezvoltare. Da. Ok? Da. Aici chem noi vlogul nostru de astăzi. Vă, dacă v-a plăcut, nu uitați să puneți like! Să vă abonați la canal Jasmina Show pe curând, pa, pa!